Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi. Știm foarte bine că la nivel subtil, Universul comunică cu noi. Știm foarte bine că spiritul nostru are acces la anumite informații pe care, din păcate, mintea umană sau această carapace nu le poate interpreta decât la anumite condiții. Și astăzi să vorbim despre cum putem să descărcăm informații din univers. Există modalități în care noi putem ajunge în a descifra aceste mesaje ale Universului. Cu toții suntem interconectați, cu toții suntem conectați cu sursa, cu toții avem flacăra dumnezeiască în noi, cu toții avem îngeri, arhangeli, avem entități de lumină în jurul nostru, ghii spirituali, strămoși care ne ajută, toți care sunt conectați cu informația al Universului. Uneori atunci când suntem foarte împământeniți, când trăim doar în partea asta lumească, în partea materială, este clar că spiritul nostru nu mai este hrănit și se îndepărtează foarte mult de sursă, adică de informație. Ne băgăm în fiecare zi în lucruri materiale, muncim până la epuizare, nu ne mai gândim decât la ziua de mâine, nici măcar nu trăim prezentul, ajungem să vedem viața ca pe o corvoadă, iar toate aceste lucruri nu vor face altceva decât să schilodească cât mai mult sufletul nostru. Noi, în afară de oameni, suntem suflete, suntem ființe divine, suntem parte din dumnezeire, parte din Dumnezeu, ceea ce înseamnă că noi avem acces la misterele Universului, avem acces la niște informații pe care nici nu ne putem închipui. Într-adevăr, există persoane care pot accesa asta mai ușor pentru că vin din alte vieți cu un spirit mai mare, cu mai multă experiență, însă ce vreau eu să vă spun este că fiecare dintre noi putem accesa informațiile dacă știm să întrebăm, dacă avem suficientă răbdare și dacă știm să interpretăm ceea ce primim. Pentru fiecare om în parte, mesajele de la divinitate, mesajele de la univers, mesajele din arhivele akașice sunt niște mesaje la care pot avea acces. Doar că pentru asta trebuie să muncim un pic cu noi. Trebuie să ne îndreptăm cât mai mult spre interiorul nostru, spre spiritul nostru, spre sinele nostru, spre sufletul nostru și să parcurgem cu bucurie fiecare pas pe care îl facem în evoluția noastră spirituală. Accesa aceste informații fără a fi dezvoltat pe parte spirituală este absolut imposibil, cu excepția acelor cazuri în care se nasc persoanele care au anumite haruri și anumite daruri în a vedea sau a simți anumite aspecte. Este clar că lumea modernă nu a făcut altceva decât să manipuleze foarte mult populația, să manipuleze foarte mult masele în a se îndepărta foarte mult de sine. Gândiți-vă cum ar fi dacă fiecare dintre noi am putea să accesăm aceste informații universale, cum ar fi dacă am putea să avem o ghidare mult mai clară cu îngerii noștri păzitori, cu ghizii noștri spirituali, cu Dumnezeu în sine. Clar, lucrurile ar sta mai bine, dar atunci nu ar mai putea fi controlate masele cum sunt acum. Prin frică, prin teamă, prin război, prin foamete, prin pandemii, spiritul nostru moare, pentru că frica mănâncă de la rădăcină toate acele legături, toate acele stringuri pe care noi le avem cu Universul. De aceea vă spun de fiecare dată, întoarceți-vă la voi, centrați-vă. Ca să primim aceste informații, bineînțeles că trebuie să întrebăm și acest lucru îl puteți face fiecare din voi. În primul rând trebuie să fim într-o stare de centrare, trebuie să avem o stare de liniște interioară și să ne concentrăm foarte mult pe nucleul nostru energetic. Atunci când ai vibrația ridicată, cu siguranță vei putea comunica mai ușor cu lumea subtilă. Atunci când vrei să afli informații, important este să pui întrebarea. Întrebarea trebuie să fie foarte clară, trebuie să fie foarte la obiect, iar răspunsul poate veni în mai multe feluri. Cel mai simplu mod pe care le puteți încerca este acela de a primi răspunsul în vis. Asta înseamnă că înainte să vă culcați, puneți această întrebare ghizilor, îngerilor, cine vrea să vă răspundă, vă gândiți un pic la acel lucru și
peste noapte sau următoarele nopți, cu siguranță în vis veți putea să percepeți răspunsul la întrebarea voastră. Condiția, bineînțeles, este să lucrați cu voi, să aveți vibrație înaltă, să nu aveți blocaje de neam sau blocaje karmice și, bineînțeles, să aveți încredere că acel răspuns va veni cât mai repede alături de voi. O altă modalitate foarte simplă este cea prin care putem să ne folosim de un pahar cu apă. În momentul în care ne culcăm, înainte să ne culcăm, luăm un pahar cu apă și îl punem efectiv între palme. Cumva ne imaginăm că punem acea întrebare în apa respectivă, în câmpul energetic al apei. Știți foarte bine că apa schimbă structura în momentul în care este impregnată cu energie. Ei bine, impregnați acel pahar cu apă cu energia întrebării voastre și la fel lăsați-o peste noapte. Căutați, adică puneți intenția de a găsi răspuns. Dimineața când vă treziți, dacă cumva nu deja ați visat acel lucru, deja dacă nu v-a apărut acel lucru, beți o gură sau două din acel pahar cu apă, imaginându-vă cum informația pe care voi ați cerut-o intră în câmpurile voastre și nu în multe zile veți primi acel răspuns. Că îl veți primi tot sub formă de vis, că îl veți primi sub forma unei discuții pe care o aveți cu cineva cunoscut sau necunoscut, că veți primi o intuiție puternică referitor la răspunsul pe care voi l-ați cerut. Sunt multe modalități în care putem accesa aceste informații din univers. Trebuie doar să le cereți și să aveți încredere că vi se va răspunde. Altă modalitate este cea a meditației. Mai ales atunci când vrem să accesăm aceste informații, e important să facem niște meditații cu lumânări. Cel mai bine este să avem 3 lumânări de culoare albă aprinsă. Nu trebuie neapărat să fiți întinși, stați într-o poziție comodă. Încercați să puneți acele 3 lumânări aprinse în fața voastră și puteți fie să scrieți întrebările pe acele lumânări cu vârf de ac sau efectiv să vă uitați la lumina acelor lumânări foarte, foarte fix pentru perioada de timp, imaginându-vă că întrebarea intră în acel foc și apoi se face un canal de lumină, da, cu divinitatea, cu universul, cu cerul, cum vreți să spuneți, și întrebarea voastră ajunge acolo. Apoi rămâneți în fața lumânărilor, închideți ochii, goliți-vă mintea și lăsați ca răspunsul să vină către voi. Poate să fie o viziune pe care o aveți, poate să fie un gând răzleț, poate să fie o imagine bruscă în fața, în ochii minții voastre și din nou veți avea acel răspuns pe care voi îl doriți. Acestea sunt doar niște mici exemple prin care putem accesa informațiile din univers, informațiile din câmpurile noastre. Puteți încerca poate și altele. Important este să aveți încredere că puteți și că vi se cuvine acest lucru. Pentru că noi, ca și ființe, avem această capacitate, dar cum spuneam și anterior, în timp ne pierdem aceste capacități tocmai din cauza societății moderne. Ne îndepărtăm de la lucrurile care contează, ne îndepărtăm de la conexiunea cu natura, cu pământul, lucruri pe care nu le-am mai discutat și în trecut. În momentul în care te întorci la tine cu adevărat, nu ai cum să nu progresezi și mai mult pe partea asta spirituală.